Piața locuințelor din nou în declin, agenții imobiliari susțin că vânzările de apartamente din ultimele două luni sunt în scădere cu aproximativ 20% decât se așteptau. Cauza principală rămâne războiul, dar și deoarece construirea de noi blocuri e în stagnare, care la rândul a generat prețuri exagerate. Managerii speră că situația se revigoreze pe parcursul verii, când ar urma să fie date în exploatare mai multe locuințe noi și ar urma să fie relansat programul Prima Casă. Unele din cauzele principale ale declinului pieței imobiliare este oferta mică de locuințe, prețurile excesiv de mari, dar și frica de a investi din cauza situației incerte legate de războiul din Ucraina. În luna februarie-martie au fost vânzări mai multe înregistrate de noi decât în aprilie și mai, și asta se datorează faptului că există acum două luni o bulă informațională negativă în care este prinsă Republica Moldova și mulți cumpărători sunt afectați de acest fond informațional. La acest fond informațional se mai adaugă faptul că scade constant oferta pe piață și acei vânzători care rămân în piață afișează niște prețuri peste așteptările cumpărătorilor. Poate să afișeze un preț care va stârni indignare din partea cumpărătorilor, dar el oricum își va menține poziția pentru că știe că este mai el în piață. Unii manageri se așteptau să dea lovitura de Paște, dar revenirea moldovenilor acasă de peste hotare nu a schimbat în mare parte lucrurile, ne spun managerii. Da, prognozele erau mai optimiste, tot se așteptau sărbătorile de Paște, vis-a-vis de lunile noiembrie-decembrie, asta cel puțin cu 5% au crescut, de la 5-7%. Și sigur că asta tot a influențat la faza și că oamenii deja au devenit mai reticenți, mai selectivi, undeva poate și au amânat dorințele să-și cumpere apartament. În această vară se așteaptă să fie date în exploatare mai multe apartamente în complexele noi. Asta va duce la revigorarea vânzărilor. Totodată, salvarea situației de pe piață ar putea fi și relansarea programului Prima Casă, anunțat recent de guvern. Executivul intenționează să extindă numărul de beneficiari, să mărească plafonul de împrumut până la 2,5 milioane de lei, dar și să crească suma garantată de stat. Am fost înființat în 2018, dar din 2018 până acum am trecut minim prin două mișcări tectonice sistemice în imobiliare. Asta a fost pandemia și după asta războiul din Ucraina, cu toate problemele conexe. De aceea, dacă va fi ajustat programul Prima Casă și vor fi ajustate condițiile la prețurile actuale, atunci vom avea o creștere în continuare. Mai devreme sau mai târziu, oricum, cei care și-au pus în plan să-și cumpere apartament, trebuie să-și cumpere apartament. Pentru că noi vedem că chiriile totul sunt destul de scumpe, creditele se ieftinesc și acum este mult mai convenabil deja să-ți cumpere propria locuință. Plătești creditul ipotecar. Noi așteptăm anul ăsta să apară tot mai multe și mai multe complexe noi în vânzare. Asta totodată va stimula complex tot piața imobiliară. Potrivit agențiilor imobiliare, în prezent prețul mediu al unui apartament în variantă albă este între 1100 și 1300 de euro per metru pătrat. Dacă vorbim despre un apartament cu reparații, atunci prețurile pornesc de la 1500 de euro și pot trece de 2000 de euro. Experții imobiliari susțin că nu există premise de scădere, așa că acestea se vor menține la același nivel ridicat și în următoarea perioadă.